Vrei să câștigi bani în PayPal pe telefon, pe Android? Astăzi o să testăm o aplicație împreună. Se numește Nova Rewards. O să vă las link-ul cum să ajungeți la ea. Foarte simplu de folosit. Vă registrați foarte ușor. Descrieți aplicația. Acestea sunt mai multe modalități de plată, PayPal și tot așa mai departe. Nu uitați un mare like și nu uitați că în descriere găsiți grupul de Telegram. Bun, cum te-ai înscris deja, vedem că avem 100 de monezi. Eu n-am folosit niciun cod de invitație. Cine o să folosească o să primească ceva mai mult. Ia să vedem, un 250 de monezi. Foarte simplu, trebuie să folosiți codul de invitație. Ce dar o să vă las link-ul să ajungeți și voi la el, să vă fie mult mai ușor. Perfect. Hai să vedem ce putem face. Aici putem lăsa o recenzie, în fine, nu ne interesează. Roata, o roată norocoasă. Dăm aici spin. Și trebuie să ne cadă un număr. Cam aia e vrăjeala. Dar numerele nu sunt foarte mari. Try again. Adică reîncearcă. Și cred că asta o să fie minusul, că îți bagă reclame. Dar, da, cine vrea să câștige ceva așa încolo în plus. Și aici are retrageri de la 1 dolar. Bun, deci spuneam că este retragere de la 1 dolar. Ok, acum aș putea să mai continui să fac treaba asta, dar n-ar să se continue. După aceea este scratch card. Adică răzuiești și poți câștiga. Uite, 0,5. Da, nu este sumă mare. Dar ideea că i-am primit, dăm claim. Aici pot să continuăm altul, oricum este o sumă micuță, deci nu cam generat cine știe ce. După aia mai jos aici avem, astea cred că sunt modalitățile de plată, plus că poți invita prietenii tăi și mai câștigi și de acolo un anumit așa. Fiesta așa, mi se pare că lor le dă 50, plus cu 100 care le primești, 150 și cei care invită primesc 250. Acum rămâne să vedem, o să vă lăs link-ul și vedem cine îl folosește. Hai să vedem care este minimul de retragere. Wallet. Aici sunt mai multe variante de retragere. Ok, dar pe noi ne interesează PayPal-ul. 7.000, aproape 1.000 de puncte pentru 1 dolar, 16.000 de puncte aproape pentru 2 dolari și tot așa mai departe, 5 dolari, 39.000, adică 40.000 aproape de puncte. Foarte simplu și mai poți retrage și prin alte chestii, prin, uite, Google Pay, în care poți să-ți iei, nu știu, chestii de pe Google, de pe magazin Play. Deci foarte interesant și asta. Asta nu știu, Flipkart nu l-am folosit niciodată, așa că nu pot să dau părere. Și Paytm, care am auzit de el, dar nu l-am folosit pe nici asta. Mi se pare l-am folosit în trecut, de câteva ori și atât, atât. Dar PayPal mi se pare cel mai comod. Deci, din punctul ăsta, câștigă. Selectezi aici, selectezi pachetul și dacă dispui de banii respectiv, faci retragere. O să dureze câteva zile, dar o să-i primești sigur. Select item și aici vedem punctele noastre. Deci, foarte, foarte simplu. Putem să mai încercăm aici. Ăsta a fost de 5 monezi, claim, și vedem că avem 5 monezi deja. Nu zic că se fac ușor, dar fiind moca, e ok din punctul ăsta de vedere. Hai să verificăm dacă am ajuns la minimul de retragere pe... Nu știu așa dacă la Loverplan s-au mai scos alte aplicații, dar se pare că am, numai că te simt pe telefonul, pe smartphone-ul care l-am pentru Android. Să verific treaba asta, dar pe ăsta nu pot să-l mai actualizez. Și să vedem dacă mai a apărut alte aplicații. Nu se pare că este ultima în care mai este disponibilă. Dacă care nu mai plătește, deci s-ar putea să nu mai se facă nicio aplicație pe DigiWorld. Deci nu mai văd niciuna nouă. Deci foarte probabil că nu mai sunt. Cel puțin poate pe device-ul care îl folosesc eu, dar pentru alte device-uri s-ar putea să fie încă compatibil. Să mai poate să meargă, dar o să testez, o să mai retrag să vedem dacă mai merge. Deci nici asta nu sunt sigur că poate să mai fie bună. Aplicații mai sunt interesante. V-am prezentat, a trecut o aplicație Happy Scratch. Și sincer am luat concluzia, cred că nu plătește. Nu știu sigur dacă este așa, dar sumele sunt prea mari. 100 de dolari, nu zic că nu îi acumulezi. Și am acumulat o sumă aici, cu ajutorul vostru, 52 de dolari. Dar... mi se pare prea mult, adică să câștigi prea ușor banii, nu știu, e prea de neașteptat. Așa că fiecare își trage cu concluzia. Dacă reușești să retrage, să scrie și el un comentariu, da, 100 de dolari mi se pare oricum mult pentru aplicații, până stai să acumulezi, deci are două tăișuri, ori continuă, ori nu mai continuă. După ar mai fi asta, Day Day Cash 2, care și asta mi se pare că e ok, dar nu mai e disponibil pentru device-ul meu. Trebuie să-mi caut un alt simulator mai actualizat, mai în regulă, care își facă treaba. A mai fost Easy Cash, care l-am prezentat, dar nu l-am mai folosit.
Așa, colectăm niște puncte, 2000 de tokenuri, blam blam blam, s-a dat gata în sold aici. Asta le putem schimba, dar trebuie să desimoneze genul alantul. Ce nu mai trebuie grămada. Da, și asta e interesantă, dar depinde de fiecare la care răbdare să le folosească. Aplicația sunt o grămadă pe web, dar trebuie să găsești care sunt potrivite pentru tine și pentru nevoile tale. Dacă ai cripto și vrei să le schimbi în altceva, o să-ți arăt imediat cum poți face treaba asta. Aplicația numește Best Exchange, o platformă care rulează de o perioadă de timp lungă, în care poți să schimbi criptomonezile. Să zicem că tu deții USDT, să punem așa, aproape TRC20, și vrei în PayPal, pentru că sunt mulți care vor în PayPal, sau pe card direct, să nu-și mai pierde ei timpul și-și bată capul prea mult. Deci să alegi cel mai bun exchange, se face schimbul, se dă, nu știu, poate asta îl vrei că e cel mai bun, trebuie să te registrezi pe site-ul respectiv, să deții suma respectivă, trebuie să vezi oricum care este minimul, minimul este de 100. Când ai 100 de USDT, poți să faci combinația asta, adică pui aici 100, maxim 6000 și primești send bla bla bla. Deci, you send, așa și el îți trimite 101, deci îți trimite ceva mai bine comparativ cu cât este cursul. Deci și asta faci, pay dai next, completezi aici mici detalii despre destinația PayPal, cred că e mailul la PayPal, o adresă de mail ca să vezi ordinul respectiv, cred că tot aceeași, reward, revizuiești, cum se numește, ordinul făcut și pay și plata ordinul care îl face. Deci, relativ e super ușor. Păcat să nu profiți de această platformă, plus că nu sunt fiuri ascunse. Deci ai plus, inclusiv aici un ghid tutorial, cum se face exchange-ul și tot așa mai departe. Ăsta este doar un site, dar mai aici o grămadă de variante. Să zicem că vrei din USDT, USDT, tot așa TRC să punem problema, și vreau un Revolut, euro sau dolari. Să zicem că vrem tot în dolari. Și hai să vedem care este cel mai mic. Că vedem că sunt și de 1000, 500. Ideea este să găsim cel mai bun schimb. Acum ne-am uitat ceva la, uite, 400, 200. Sunt care fac, dar nu fac pe sume mici. Asta trebuie să știe foarte clar. Ok. Hai să vedem pe euro. Revolut. 166, vedem că pe euro sunt și sume mai mici. Ok. Și dai în jos și cauți până găsești tu sumele care ți se potrivesc, care vă ai. Dar, na, țin cont că e Revolut și 166 mi se pare un preț corect. Adică poți să retrag suma asta, tot este bine. Adică n-are sens să retrag sume foarte, foarte mici. Uite și Waze. La fel, aici se adaugă suma. Ok, receive, get. O să primească, bine, că se calculat în dolari și asta în euro. Deci, normal să fie diferența de preț. Deci, foarte, foarte mișto. Și aici poți trimite până la 10.000 de euro ca transfer. Bine, aici cred că trebuie să adaugi oricum buletin, chestii, ca să poată să fie transferul legit din punctul ăsta de vedere. Da, aici îți arată prin ce plătești, bla bla bla, are mai multe variante. Și prin Waze. Waze, nu știu care este minimul. Nu, total este minimul. Deci nu se modifică cu nimic. Deci aveți o grămadă de opțiuni. Plus că puteți da prietenilor voștri această platformă. Poate au ei nevoie de treaba asta. Și e și gratuit, deci n-ai costuri ascunse. Cam asta a fost video, oameni buni. Noi ne vedem data viitoare.